Bună, bună, ziua! Mă numesc Ana Beatrice Bodea, am 22 de ani și acum patru ani am absolvit Academia de Balet a Teatrului Balșoi din Moscova. Uh, da. Da, pare frumos, nu-i așa? Da, arată ca visul multor fetițe pe care le-am cunoscut. Și multă lume mă întreabă de ce am renunțat. Eu am început să dansez când aveam trei ani, pentru că părinții mei m-au dus la o școală de balet din București ca să-mi consum energia. Și cred că nici nu știam să număr bine până la 10, când am făcut primii pași de balet. Și totul a început ca un simplu joc. Dar încetul cu încetul, Toată viața mea a început să graviteze în jurul baletului. Și la 12 ani, uh, trăiam un vis. Mi se părea că visez cu ochii deschiși, pentru că dansam pe marile scene, călătoream prin toată lumea, luam premii la concursuri naționale și internaționale și, da, era frumos. Și cred că cel mai important lucru pentru mine era acela că. Mă simțeam apreciată de cei din jurul meu. Și am început să caut aprobarea asta de la oameni și am devenit dependentă de ea. Adică nu, nu mă mai simțeam fericită pentru că am dansat bine. Era nevoie să vină să-mi spună cineva, ai dansat bine. Și am continuat să muncesc pentru această nevoie de aprobare. Și la 14 ani, până la 14 ani am fost admisă la școala de balet de stat a Operei din Berlin, la Școala Națională de Balet din Cannes, Școala Națională de Balet din Marsilia și la Academia de Balet a Teatrului Balșoi. Da, deci puteam să aleg să merg la Cannes și în cele câteva zile libere să mă bucur de soarele din de pe coasta de Azur și am ales să merg la Moscova. Și țin minte și acum momentul în care am ajuns acolo. Era septembrie și afară erau vreo 8 grade. și era așa, ca o secvență dintr-un film. Am luat un taxi de la aeroport până în centrul orașului și mă uitam pe geam, afară ploua, evident, și mă simțeam intimidată. Mă simțeam intimidată de arhitectura orașului, de oamenii pe care îi vedeam în jurul meu. Și oricum, Moscova a fost un oraș care m-a făcut să mă simt mică și neputincioasă. Și am stat acolo patru ani. Adică, <laughs> vă imaginați cum m-am simțit. Uh, da, și asta n-a asta fost singurul impediment pe care l-am întâlnit. Uh, ajunsesem să îmi rup singură unghiile de la degete, pentru că îmi cădeau foarte des. La 15 ani am avut anorexie și depresie din cauza presiunii pe care o puneam constant pe mine. După ce m-am vindecat, am aflat că de un an dansam cu o fractură la gleznă care trebuia operată. Și pe lângă asta, agresiunile verbale și fizice ale profesorilor de acolo au lăsat semne fizice care s-au vindecat repede, dar și răni sufletești care s-au vindecat mult mai greu. Și totuși am continuat. Am continuat pentru că era singurul lucru pe care îl știam. Pentru că prima amintire din viața mea e de la balet. Și nu, nu, nu m-am gândit vreodată că aș putea să fac altceva. Nu mi-imaginam că pot să fac altceva. Și am continuat să merg la antrenamente și să apar pe scenă cu zâmbetul pe buze și să cer aprobarea celor din jur și să trec peste orice durere. Asta până într-o seară, a fost o seară, mă întorsesem înapoi în București și am fost invitată să dansez într-o gală care a fost organizată la Teatrul Național din București. Și el a fost ultimul meu spectacol de balet, fără să știu. Probabil în subconștientul meu simțeam ceva, pentru că Trăiam un amalgam de emoții. Eram fericită pentru că urma să dansez acasă și urmau să mă vadă niște oameni foarte dragi mie, dar când am ajuns acasă, eram speriată, dezamăgită și epuizată. Și n-am știut exact de ce, dar din momentul acela mi-am dat seama că trebuie să iau o pauză și să mă gândesc ce fac. Pentru că de mult timp nu mai eram bine. Și am decis că din punctul ăla o să mă aleg pe mine. Și o să trăiesc ceea ce îmi doresc, nu ceea ce mă face ferit, nu ceea ce mi se întâmplă pur și simplu. Pentru că mulți adulți își dau seama că au ajuns într-un punct în care au trăit ce li s-a întâmplat, în care viața lor a ajuns să fie un cumul de experiențe care li s-au întâmplat pur și simplu, nu pe care și le-au dorit. Și asta mi se pare un lucru foarte trist și nu voiam să trăiesc așa. Și sunt foarte mulți tineri în sală și mă simt responsabilă să vă spun asta. De obicei crești cu un vis și da, e posibil să faci asta toată viața, cine știe. Dar, în cele mai multe cazuri, pe parcursul procesului de maturizare, visul se schimbă. Și e normal. Și nu trebuie să vă speriați. Trebuie doar să vă luați timp și să vă gândiți cum ați vrea să fiți peste 10 ani. Și cum ați vrea să arate viața voastră. Și eu asta am făcut. Și am renunțat la balet brusc. Și n-am renunțat pentru că baletul e rău sau ceva de genul ăsta. Am renunțat pentru că mi-am dat seama că nu mai era pentru mine. Pentru că mă maturizasem și după ce m-am gândit, mi-am dat seama că dorințele mele nu mai coincideau cu cerințele vieții de balerină. Și n-am continuat să fac asta pentru că am avut tendința, evident, să merg înainte, cum o făcusem până în punctul acela, dar n-am continuat să fac asta pentru că era singurul lucru pe care mi-l doream și pe care îl știam. Mi-am dat seama că pot să fac atâtea chestii și dacă baletul m-a învățat un lucru, m-a învățat că nu contează de câte ori cazi și de câte ori te ridici. Și nu mă simt în măsură să vă dau sfaturi, dar dacă aș fi putut să vorbesc cu Ana de la 18 ani, i-aș fi dat următoarele porunci. Renunță la ceea ce nu te mai face fericită și spune nu atunci când ceva nu e în conform cu dorințele sau cu principiile tale. Nu căuta aprobarea celor din jur. Pentru că nu îți va aduce niciodată fericirea și vei ajunge sclavul părerilor. Uh. Dacă ai renunțat la ceva, nu te gândi că toată, tot ce ai făcut până acum a fost în van. Toate experiențele trecutului te-au clădit, te-au întărit și te vor ajuta în noul drum ales. Fii sinceră cu tine și cu cei din jur, nu uita de unde ai plecat și cine ți-a fost alături pe parcursul drumului. Nu-ți dori ceea ce-și doresc, ce doresc alții. fi deschis pentru schimbări și îmbrățișează schimbările. În viață nu contează ce faci, ci câtă dragoste pui în ceea ce faci. Și nu trăi ceea ce ți se întâmplă, ci trăiește ceea ce-ți dorești. Vă mulțumesc!